Televiziunea Română, întâlnirile JTI și Fundația Art Production vă recomandă garantat 100%. Dragă, tu mi-ești a început drag. Balul? Și orice ar fi, pentru mine a început, depinde pentru tine să te păzești. A început, uite așa. Dezbrăcați-vă. Cum o mai duci, dragă? Tovarășa Varvara, ai totuși un cabinet medical. Respirați? Da, dar eu psihiatru vreau să te... Asta-i! Ușor, ușor. Aspetta un momento. Cine? Un tânăr din Italia foarte bine situat. Întoarceți-vă! Doamna, Costel și Dănu se scuipă și nu ne lasă să cântăm. Dacă nu, cu urechile, oamenii au necazuri aici și vă scuipați, treceți la locul vostru și nu vă mai scuipați, că vă rup urechile. Ați înțeles? Înțeles? E nebun? Nu, nu. Vera! Ce faci? Ce faci, mă? Ce faci, mă? Pregătești? Hai că a zis primarul să te pregătești și mai este gata, începe numărătoarea inversă. Ce mai stai? Mă n-auzi că zis primarul să te pregătești? Oh, că mă pregătesc, ieși afară. Serios, mă n-auzi că zis primarul să te pregătești? Bine, domnule, am auzit. Câți ani are? Quanti ani ai? 59 de ani are. Pardon, Mihaela, editura are 59, Luigi are 23 de ani. Și ce înălțime are? Luigi, Mihaela vole conoștere, tu e dimensiuni, quanti chili ai? Băiatul de familie bună, e bine intenționat, ce dacă e negru, dragă? Zăzete flori, oh, așez băie. Scuzați. Oh. Vă duc altele, vă duc altele. Felicitări, felicitări, se numai să vizi de la nuntă. Luigi, sei calvo la testa? Hai, lasă vrăjeala. Și pe urmă, eu nu sunt bolnav cu trupul, eu sunt bun. La mine nu se spără, băie. Ai înțeles? Totul e o loterie, hai de un să știi înainte. Ce, a mea nu s-a măritat tot așa și mă duce bine. Ia, hai. Hai dincolo și vedeți cum vă purtați. Doar aici? Nu, nu. V-aș crede numai dacă v-ați măritat cu mine. Tovarăș inginer, așa glumește de când e numit șef de fermă. Hai să ne putem să aranjăm. Expirați. Nana, nana, nana! Ciao! Aoleu! Na! În afară de Dracula sau de Nadia Comăneci, ce să mai cunoaște? Cine a auzit de un Popârnicianu sau atâția alții? Doamna Tora Vasilescu, cum e să fii privită? Și nuanțez. Cum e să fii privită când ești actriță pe scenă și când publicul e viu? Cum vă simțiți când sunteți privită? Sunteți frumoasă, plină de energie? Vă faceți meseria? Sunteți plină de entuziasm? Și sunt sute și dacă ne apucăm să adunăm mii, foarte multe mii de ochi care vă privesc pe viu. Cum vă simțiți? Eu știu când intram în scenă că îmi făceam Tatăl Nostru, îmi făceam apărare, pentru că altfel mă împiedicam și cădeam. Uneori am simțit energie negativă aici, în spate. Nu e de glumă acest feedback ce simțim noi cu sala. Am avut însă momente când plecau marginile. Cum adică? Adică dacă recitam din Eminescu sau... Hai să încerc. Să văd dacă mai pot. Ironică e ziua ce vesel te privește, pe când în fir o ființă pe alta prigonește. Ironică pământul,
vistiernic de viețe, când sânul lui ascunde semințe mii, răzlețe, care ieșind la soarelui lumină, cu capul se salută, se sucură dăcina. O luptă este viața și toată firea e luptă. Milioane de ființe cu ziua întreruptă hrănesc prin a lor moarte, hrănesc prin putrezire acea frumoasă haină ce acoperă pe fire. În van creați la vorbe și la zvârliți în vânt, plodirea este rolul femeii pe pământ. Ce vă certați cu noaptea, băguiți cu luna, desfaci-o de nu-ți faci-o, tot una e tot una. Din nu-ți fi voi în lume, din nou, să prăsiți neamul, oricare vitășuie, oricare tont, e Adamul vieții viitoare și fii un par de gard, femeii rămâie în lume, de dorul toate ard. Foarte Dar frumos. Îmi trebuie public, știi? Păi știu. Mi-ar fi greu ție să-ți spun asta. Dar ce provocare. Dar îți dai seama ce greu era când trebuia să-i spui unui coleg, te iubesc, dragul meu, sunt nebunul. Era greu, da? Dar bineînțeles. Asta vă e meseria. Asta e arta. Asta e meseria. Să-i spui te iubesc cuiva cu care n-ai nicio treabă. Să te săruți cu cineva care nu-ți place, crezi că e ușor? Foarte bun subiect. Aha. Foarte bun că subiect. Că voi vă gândiți numai ce bine e. Poate să fie și foarte rău. Poate să fie și foarte rău. Cum era? Am pățit-o. Nu vă întreb am cu făcut cine, alergii. Dar cum era? Nu mă întreba, că nu o să-ți spun, pentru că chiar îl ador pe actorul respectiv. Mm-hmm. Dar ceva fizic nu mergea. Adică nu era... Cum ai spus, te ating, nu mă atinge, te rog. Don't touch me. Nu trânti. Da. Nu Deci poate să fie și foarte greu. Poate să bea un pahar mai mult cu o seară înainte. Insist un pic. Sau, da. Ești căsătorită, nu? Cum eram cu... Sigur. Așa, în Glissando. Da. Și trebuia să sar de undeva din din culise, zic eu, ca la teatru, dar era la film, să-l sărut pe Ștefan Iordache. Exact. Și Daneliu mă împingea. Și mă gândeam, ce o să fac acum? Dacă-l sărut prea bine, o să zică că... Ce o să zică? Dacă nu... Ar fi zis? Păi da, da. Dacă nu... Și atunci a zis, da fă, dragă, ce știi și gata. A sărit în brațele lui, l-am pupat, a uitat textul, săracul, op. Ce poți să faci ca femeie? Mă, într-o țară misogină, în care totdeauna femeie de vină. Așa e, asta e un alt of al meu. Da. Haideți să mai stăm un pic aici. Sărutându-l cu convingere pe Ștefan Iordache, cartofor înrăit în filmul cu pricina. Da. Nu-mi spuneți că acasă, nici Adaneluc v-a reproșat că l-ați pupat prea cu pasiune pe Ștefan Iordache. Nu. Mi-a reproșat toată că am venit de-a târziu de la o filmare, dar asta e altceva. Dragul meu, eu nu mă mai gândesc în trecut. Nu-mi fac programe care să mi se repete și în viitor. Îmi pare rău. Gata. A fost un drum. Cineva spune foarte frumos. Doi oameni se întâlnesc, fac un drum împreună. Sigur. La un moment dat fiecare pleacă în dreapta sau în stânga. Nimeni nu-i pulbere de stele. N-ați dus lipsă de pupat prin filme. V-ați cam pupat prin filme. Dacă n-au fost așa niște rarități. Uite, e o temă, că de multe ori fac insomnii, știi? Și unii spun să număr oile. O să mă gândesc la pe cine am pupat-o în film. Să văd la câte le adorm. Da. E, întrebarea... Mi-a zis că vă plictisiți repede, mi-a așa mi-a zis. Da, sunt foarte statornică când iubesc. Bine. Numai că mai rar iubesc, despre asta e vorba. Ceea ce găsesc că e frumos și normal să iubești. Minunat, rar. Cum să nu. Știi ce a spus Eminescu odată? Ce a spus? Eminescu s-a îndrăgostit, cum bine știm cu toții, de croitori rese, de nemțoaice, de țărânci, de așa. Și el a spus, dumne, m-am îndrăgostit de atâtea ori, spun aproximativ, dar de fapt îmi dau seama că n-am iubit niciodată. Eu iubeam sentimentul acela când îmi puneam genunchiul
în fața unei frumuseți feminine. Oh, ce frumos! Doamnelor! Sună așa, lustruindu-se pe sine în cazul ăsta. Pare că se iubea mai mult pe el. Iubea iubirea. Iubea toți iubirea. O iubim. Toți. E foarte adevărat. Sentimentul acesta, ei, da. Ce voiam eu să întreb cu iubirea? E următorul lucru. În perioada aia în care s-au mai liberalizat lucrurile, faptul că exista o scenă, la modul cel mai serios, știați, în scenariul ăla trebuie să mă sărut cu partenerul cutare. Are loc o scenă de amor. A, știu despre ce film vrei să... Sunt mai multe filme, nu e unul singur. Ce făceați? Cum se proceda în situațiile alea? Pentru că eram într-o societate foarte puritană la vremea aia. Ce se discuta pe platou? Cum se punea problema? Așa, ce mi-aduc aminte mai interesant e filmul lui Codre. Da, a fost imediat după Revoluție. Șobolanii Roșii. Șobolanii Roșii, care am avut o scenă cu Sileanu, dar era tratată comic, știu că râdea lumea în sală, pentru că chipurile făceam dragoste, cu Ceaușescu, așa era în film, și îi ceream în acele momente un contract de casă pentru sora mea și o butelie și nu știu ce și nu știu cum. Și sigur că se râdea. Am fost jenată. Și Codre mi-a zis, dar ce te jenezi, drag, așa? Ai sânii până la... Păi să-mi spun așa ceva? Ce ești, țața Leana? Voi nu știți ce e asta să vă... Și m-am simțit foarte prost, adică că mă tratează ca pe o... Da, ca pe țața Leana. Și am făcut scena, mă rog. Nu a fost mai mult decât partea de sus, cum am vorbit, ca la statui. Și după scenă, m-am dus să-mi trag ciorapii. Și cineva, un mașinist, în spate a spus, sunt ciorapii doamna Tora. A zis, hai că n-am pierdut nimic din respect. Dacă sunt doamna Tora. Haideți să stăm un pic la povestea asta cu ciorapii. Un pic. Vă gândeați la faptul că în vremea aia, pentru că exista un pic de goliciune, pentru că sunteți o ființă tulburător de frumoasă. Vă gândeați la faptul că bântuiți mințile unor mii de bărbați? Nu, și nici nu pot să vă las așa, că aș fi de acord că sunt o persoană tulburătoare. Dacă ați ști cât de complexă am. Eram studentă și toate... Lăsați noastră complexă, asta e treaba noastră, ce se vede dincoace. Dom'le, erau toate înalte și eu eram micuță meridională. Erați foarte bine. Și visam că îmi fac injecții în genunchi să cresc. Când băieții au vrut să-și aleagă partenere, m-au ales pe mine, că nu le convenea ca fata să fie prea înaltă. Și bă, m-am liniștit, am zis, cu tocuri e bine, fără tocuri, fetiță. Dar am avut acest complex, da. Să știți că așa cum băieții citeau obsesiv capitolul violului din Răscoala, exact așa, mulți intrau în sala de cinematograf uneori să vadă scenuța aia când alunecă blana aia albă pe lângă sânul dumneavoastră și e vorba despre o fracțiune de secundă, vă dați seama că ați înfierbântat mințile băieților? Băieții și un tren dacă le pluturi, lăsați-mă pe așa! Un tren, deci? Fii serios, de ce e? Cu trenul sunt niște povești. Foarte bine cu trenul. Da. Nu mă trageți în discuția asta, că nu știu ce să vă spun. Nu eram conștientă, domnule. Trebuia să fac... Aveai jena. Eu asta vă întreb. Adică, vă gândeați sau nu? Ce se întâmplă? Și acum când mă uit la un film, eu știu când să te prindă emoția, când vezi o scenă de dragoste, că jurul, sunt mașiniști, sunt oameni care așteaptă, echipa toată. Credeți că chiar îți mai arde? Te gândești cum să fie bine scena aia? Să nu uiți textul, să nu greșești, să nu-ți spună pe regizorul... Pe ce text aveți când vă pupați? Că n-aveați text atunci când vă pupați. Nu știu, a spus prima dată text, am înțeles sex. Nu, și sex. Dom'le, ce-i un act tratat să gândește la Freud? Deși e foarte posibil să apară, să știți. Da. E posibil să apară. Dom'le, sunt lucruri de mult. Nu mai, eu am uitat cum e cu chestia asta, lăsați-mă în pace. Mă tot întrebați. Gata, s-a dus. S-au dus cireșii în floare. Acum e toamnă, cad frunzele.
Deși mai sunt încă niște mere pe crengi. Așa, așa. Da. Cum e la teatru când nu există posibilitatea să corectezi? Mai bași motoarele mai tare în partea a doua. Cum faci? Greu e când uiți. A, vă pot povesti niște lucruri din acestea. Când uiți ce text? Da, da, da. Se întâmplă un lapsus. Nu vine cuvântul. E, în secunda aceea, dacă stai să te gândești 1, 2, 3, nu-ți mai aduce aminte. Și cum faci? Se face blocajul. Eu odată am pățit și am alergat în scenă. I-am lăsat în pace și am alergat în culise. Suflerul stătea pe un scaunel mic așa, cu un deget în nas și se uita în sus. Și eu am spus, suflă! Și el a suflat, domnule. Și el a făcut? Nu, mi-a zis textul. Profesionist, nenică. El rula textul în minte. Altă dată recitam ăsta Barlavoiul lui Caragiale. Da. Și e un moment când împăratul Barlavoi cheamă țiganca să vină, mă rog, și spune să vină hârca, roaba Baragladina, harapoaica la palat. Vine roaba îndat. Eram concentrată pe text. Și o fetiță, o femeie mi-aducea flori. Exact pe replica, vine roaba, hârca, roaba Baragladina. Publicul a început să râdă îngrozitor, săraca arunca florile alea, să uita ce naiba, i-a intrat rochia pe undeva, pe unde a fugit. Se întâmplă multe momente foarte hazoase în scenă, în care uneori când te bufnește râsul, o mai dai pe plâns pentru că râsul e molipsitor. Dacă începe unul să râdă, da, și am jucat cu ăștia mari. Așa e. Îmi făcea Tamara Buciuceanu, am intrat într-un rol peste noapte. Eram renumită cascadoare. Peste noapte, în două zile învață un text. E ceva îngrozitor. Dar, sigur, toată echipa e atentă, te ajută atunci. Și Tamara Buciuceanu, care spunea că-s pupila ei, ne înțelegeam foarte bine. Îmi pare rău că nu pot să-ți arăt acum. Își făcea cu un ochi așa la mine, adică să uitați. Cu un ochi în jos și cu un ochi în sus. Și ca să mă bufnească râsul, că ne facem chestii de astea, știți, unii altora. Și vedeam că face la lui Ogășanu, că îi face lui Bănică. Zic, mă, să știi că îmi vine rândul. M-am sus acasă și am exersat. Și când mi-a făcut așa, i-am făcut și eu așa. Bine, îmi pare rău, nu pot arăt groaznic când fac chestia asta. Așa că mai bine nu vă arăt. Nu știu ce mi-a venit să povestesc. Dar vă iese bine, vă iese foarte bine. Adică ce? Eu am cadru bun de aici. Foarte bine vă iese. Am făcut încă ușor, ca să nu vă sperii, da. Haideți să vedem un pic câteva secvențe din teatru. Cosmin, te rog. Da. Da, da. Ascultă, meștere. Dumneata care ești omul meu de bază, de ce nu mă ajuți? Cine se îndoiește? Cum? Chiria! Stai! În numele Constituției! Sunt în curte. Hai de grabă. Tu ai făcut încurcătura? Tu s-o descurci. Haide! Haide, repede, tu stai omul din primejdie. Nu te lăsa, Chiria! Chiria! Mășerul meu! La, poftim? Da, 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 da. Rămâne cum am vorbit. La revedere. La revedere. Mă, să nu mai îmi faci așa ceva, că nu știu ce-ți fac. Am venit să te iau acasă. Zizo, să-ți cestești bărbatul. Ăsta-i om. Nu glumă, ți-ai găsit norocul. Mersi, nenu. Pentru puțin. Ca să folosesc și eu o figură de stil. Da, tu vorbești un teribilist, un încăpățânat, un nesuferit. Deși în realitate... În realitate ce? În realitate e un băiat bun. Cel mai bun dintre cei pe care i-am cunoscut. Ia o să... Frate, cum ne zică, nenelaie. Sărbătorirea va avea loc în... Sărbătorirea? Mm-hmm. Ce sărbătorire? Chiar nu știi? Nu, nu știu.
Da. Știți de ce am râs așa, Cotescu, când m-a pupat? Am văzut nu de mult la televizor și mi-a fost așa de drag de el, m-a întins el gurița să mă pupe. Eu mă înțelegeam cu dânsii așa de bine și cu Vali și cu el, dar uneori e tulburător să mă uit la cred. Filmele când au fost de curând arulat pe Facebook, mă rog, cam un clip cu vreo 100 de actori din cei cu care am jucat și majoritatea spre 50 de ani s-au dus, la 50 de ani s-au dus, adică stresul totuși e teribil. Bineînțeles că și mie mi-e teamă de să nu cedeze memoria, să nu, adică am văzut aceste lucruri. Prea multe s-au băgat și câte texte tâmpite la urma urmelor am mai băgat în cap, că nu toate erau grozave. Da. Ce să spun, mă gândesc bine că n-am copii, poate ar fi suferit să mă vadă după ce plec, știți? Mereu mă gândesc la lucrul ăsta. Ei, acolo s-ar fi bucurat. Da, așa e viața. Haideți să ne gândim un pic la croaziera. La croaziera? Subiect foarte delicat. Tăiai o bucată din viața aia de atunci, o puneai pe ecran, în felul în care se punea pe ecran. Era o arătare foarte dură a ceea ce se întâmplă în societatea românească. O ironie cumplit de fină. Era un film dificil. Vorbeați acasă și cu colegii despre ce faceți acolo? Nu știu, cred că era de la sine înțeles. Toți trăiam aceleași vremuri și de fapt se vedea și în personajele noastre ironia că adică nu eram perfect personajul. Eu îmi dau seama, în croaziera eram puțin demonstrativă, ironico-demonstrativă, dar foarte puțin, așa, cred eu. Păi erați adică, și conformistă, ați fi vrut să fiți și tânăra da. Care voia să se iubească și să trăiască. Da, dar conștientizam că fac un personaj negativ. Despre asta e vorba. Erați un personaj negativ, așa credeți, în croaziera? Da. De ce erați un personaj negativ? Pentru că vă conformați? Da. Da. Și din asta, lingușitoare, pe lângă primul și... Pe tovarșul Proca. Pe tovarșul Proca și să prindă oportunitățile și cu instructorul și cu... Sigur că da. Da. Și... Săracul, mă rog, Daneluc juca băiatul cu un rinichi. Care încerca să vă prindă și nici cum. Cu un rinichi, îmi pare rău. Da. Pe urmă, okay. Făcând ceva radical diferit, adică făcând ceea ce noi numim acum un film de artă, făcând Glissando, da. Să zicem. E un film cu un destin extrem de trist și e un film care înseamnă enorm de mult pentru noi. În istoria filmului de aici, Glissando e un film foarte important. Indiferent că îl iubește sau că nu iubește cineva. Nu l-ați mai văzut cineva. Așa cum era filmul Glissando. Mă gândesc. 2 ani fiind vizionăr, peste vizionăr, cenzură, peste cenzură, mă rog, ce luptă a fost. Daneluc nu mai lucra, o duceam, și eu eram pe lista neagră atunci, bineînțeles că așa se întâmpla. Nu aia a fost perioada când ați dus-o cel mai rău? Ba da, atunci am și vrut să plec, a fost foarte greu atunci, 2 ani, da, și cred că și el s-a năcrit, s-a plictisit și a tăiat el, el a tăiat scene excepționale, el și-a masacrat filmul, să știi, scuzați, da. Aveam o scenă, de exemplu, în care ne drogam cu... A trebuit să învăț? Nu, n-am rămas cu învățătura, stați liniștit. Cum se pune praful acela, cocaină, pe nas și criza în care... Adică a trebuit să mă documentez cum habar n-aveam noi de droguri, de cum, nu? Da. Noi am dat o atenție foarte mare atunci la Glissando, el vrând să intre în zona asta onirică, trecerea, a glisa din realitate, exact. În onirism.
Mi-a plăcut și mie foarte mult, dar în ce mă privește, rolul a fost văduvit. N-a mai fost filmul pe care îl știam eu când l-am văzut la final. Și apoi nici nu știu cât de pregătit era publicul român pentru genul acesta de film. Și asta e o discuție. Da, iar acum nu știu cât mai contează, pentru că e plin de simboluri. De exemplu, la un moment dat apare albul acela covârșitor. Asta ar însemna că suntem într-o lume bolnavă, o lume de teroare și bolnavă. Un năsturel negru însemna că mai ies acel sâmbure, acel grăunțe de mucegaiști care împăzește apoi tot. Era foarte greu referirile la perioada hitleristă, asemănarea cu perioada în care trăiam. Nu puteai să spui direct lucrurile acestea. Era cenzura cu ochii. Ceea ce s-a și întâmplat. Știu că m-a chemat la un moment dat ministrul culturii pe mine. Traian Ștefănescu era atunci. Și se uita, dom'le, la mine, probabil cu gândul ca să îl conving eu pe Daneliu, adică nu-l convingea, nu-l convingea tot guvernul României și eu era, aș fi putut să-l conving pe Daneliu. V-a chemat să-l convingeți să mai renunțe la scene, să mai taie? Eu cred așa a fost. Dar se și uita la mine, așa aveam senzația ce înseamnă scaunul puterii, că ochii lui ajungeau pe la glanda, pe la al treilea ochi aici, pe la în interior, așa forța avea. L-am întâlnit mai târziu. Mi-a făcut rost de o aprobare de mașină de Wall Street. Nu mai era, nu mai avea forța aceea. Eu am deschis discuția asta ca să vedeți diferența unui om care știe că e la putere, ce aură are, ce forță, și că nu mai e. Deci, mare atenție, oamenii aceștia care urcă sus pe scara socială, zâmbiți în dreapta și în stânga, că atunci când vă veți întoarce, ce șuturi o să primiți. Da. Cum a fost lucru cu Gina Patrichi când ați lucrat împreună la proba de microfon? Dom'le, colegial, foarte bine. O admiram foarte tare pe Gina Patrichi, normal. Noi intrasem în teatru Fetele Tinere cu mare respect și față de... Și vă întâlneați două actrițe extrem de talentate, foarte apreciate și extrem de diferite una de cealaltă. De-aia întreb cum a fost colaborare. Da. La film, în general, colaborarea e foarte bună între actori, că toți dorem să facem film. Și ne comportam foarte frumos toți între noi. La teatru a fost mai greu. Avea o privire hipnotică. N-aș mai vrea să vorbesc, dar da. După ce eu am luat premiul de interpretare, parcă relația a fost alta. Dar asta sunt firești în lumea noastră. Totdeauna o actriță mai matură, când vede că vine forța tânără din jur. Eu înțeleg lucrurile astea, atunci nu pricepeam de ce. Nu pricepeam de ce, de exemplu, în Mobilă și durere am jucat 7 ani de zile acest spectacol cu sălile pline de Teodor Mazilu. Da. Și prima apariție pe scenă era într-o cămășuță așa bărbătească, pe niște papuci Leonardo, erau atunci greu de obținut, cu tălp de lemn, vai de picioarele noastre, foarte înalți. Și pe scenă, sigur că se vedea frumos de jos din sală. Și la final era în față, mă rog, un public, ce invitați, politici în general. Și îl văd pe domnul care aplaudă extraordinar și doamna lângă el dă un cod la care a devenit demențial. Genul ăsta de... Nu înțelegeam de ce. De ce îmi plăcea să dansez și să uitau chiarăși la mine? Nu înțelegeam. Acum înțeleg. Înțeleg și nu vreau, mi-am jurat, să nu mă comport față de fetele tinere cum s-au comportat unele doamne cu mine. Niciodată. Mi s-a și spus mama fetelor tinere, adică... Le dați loc, le faceți loc. Da, da, nu, și... Le lăsați să respire. Da, 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 da. Sau eu cred că da. Știu eu. Da, eu așa cred. Dar m-am surprins de multe ori că nu mă comport chiar cum aș vrea eu și cum cred despre mine.
Nu cred că sunt singura. Haideți să vedem un montaj foarte fain, Cosmin, te rog. Să rămână. Panaită. Maria. Dar tu câți ani ai acum? Eu? Vreo... cam 30 așa. Aoleu, dar ești aproape bătrân. De unde vii? De la mare. Și de ce circul dumneata fără vide? Dacă toată lumea ar face la fel ca dumneata, unde crezi că am ajunge? Ați puțin... Vedeți că Amanda și Beata fără circul, vă rog mult. Top! Știi că totdeauna am avut senzația că îmi scapă ceva la tine. Nu termine, te rog. Sărută-mă. Ani, vrei să te măriți cu mine? Ani. Ani. De ce spui asta? De ce spui doar acum, Nen? Ești odios. Odios ești. Drum bun și vă mulțumesc! Să vă las adresa. Sau mi-o dați voi să vă trimit ce vă datorez. Serios, ce actriță! Eu ce actriță! Nu mă lăuda, că mi-e frică că într-o zi o să afli că nu-i chiar așa. Păi ce să mai aflu după... Nu, da. E o scenă acolo la mare, dar îmi pare rău că e Namurg. E una din scenele mele preferate, cu Daneliu. Uneori am senzația că da. Îmi scapă ceva despre tine. Da. A spus-o din suflet. E atât de evident lucrul ăsta. Da. M-a trecut un fior, că asta voiam să întreb. Cine o fi vorbit atunci? Interpretul, regizorul, soțul? Da, e adevărat ce a spus. Sunt convinsă că e adevărat. Nu te poți abandona total. Nu știi niciodată câte nume vei mai avea în coadă. Ca femeie. Întâmplător, Tura mi l-am dat singură. Cum v-ați dat singură? Singură mi l-am dat numele. Eu mi-am pus nume așa. Când eram mică, Tutu mi-am pus numele. După aia, pe Actes Teodora. Tura a fost din Teodora, să fie mai scurt așa, da. Nenorocirea a fost că n-am fost în Israel. Că doar nu putea să-mi spună doamna Evanghelia, nu? Se fereau să-mi spună. Dar ce era în mașină, eram cu mai mulți preoți acolo, erau doamne în vârstă, mai simple femei care au venit în pelerinaj. Și ghidul spunea, Tora a spus așa, Tora, legea, Tora a spus așa. Și ăsta, ce dracu, iar Tora așa aici, iar ne zice. Da. Când s-a întâmplat asta? În anul 2000 am vrut să verific eu propria mea credință, să mă duc pe locurile sfinte, sunt hagiță. Normal. Așa se spune dacă ai fost la mormântul sfânt. Și am fost decepționată, da. Acolo în biserică la 2000 parcă nebunise toată lumea, era ne-au călcat în picioare, ne-au... E un entuziasm al credinței. E un entuziasm, fiecare, Hristos e numai lor. Știți, aici e problema. Știți că la un moment dat, când spuneți, ești odios, în glisando, spuneți, ești odios? Da, spun, dar nu mai țin minte în ce. Și vă aduce o blană, știți de ce vă aduce blana cu pricina? A, da, spune, da, da. Ești odios. Păi și da. Și spuneți, o, ești odios. Se aude accentul de la Tulcea pe care vi l-a cerut... Pintilie. Da? Da. În glisando? Da. Ziceți odios.
Păi, e posibil pentru că în Tulcea se vorbește din cauza lipovenilor cu un E mai închis, cu un I. Băi, Nichetu, băi, e disodă, ce s-a întâmplat, băi, vin aici, îți dau cu se... El ca în cap, ce cu gușma, duc la miliție la Tulcea, fii atent. Adică, ăsta e genul, adică vorbim. Și probabil, da... Mai fierbe Tulcea în dumneavoastră. Mai fierbe, acolo. Fierbe, cum să nu fierbă? Am încercat, eram studentă, să fac un rol cu accent rusesc. Și se amuzau tot. Epaminon Maximăci, de ce ești așa de melancolic? Asta nu e admisibil pentru un gineri, să-ți fie rușine. Se amuzau, dar Eugenia a spus, nu, 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 că nu-i voie, păi ne bate în joc de... Da. Știți să gătiți pește? Doamne ferește, nu se pomenește. Da, știu să gătesc, dar nu-mi place să-l curăț, să desolze ceva. Adică știți să faceți... Și să tai burta, e groaznic. Nu, să zice că e curățat. Doamne, dacă vreau, pot. Adică știți să faceți alea mai rare, malasolcă și... Pot orice dacă vreau. Cum? Ce mai? Am 71. Cum să nu? Foarte bine știu să-l prăjesc, dar nu-mi place să intru în nămolul ăla, în mizerie acolo. Da. Există ceva ce vă doriți foarte tare acum, în afară de sănătate? Să descoper așa, spus ce-mi vine în cap acum. Mm-hmm. M-am gândit într-o zi, Tora, când te placi tu pe tine? Când ești tu fericită cu tine, că ești tu o ființă frumoasă, cu un suflet frumos? Și m-am gândit așa, Tora, ce se întâmplă când văd un copil mic în landou și îi zâmbesc și el îmi întoarce zâmbetul? Și rămân fascinată, zic, hai, oamenii mă cunosc, dar un copil de câteva luni. Deci aceeași vibrație și atunci dau seama că legile Universului sunt vibrația, informația, energia. Dau seama că sunt minunată pentru că am reușit să vibrez cu un copil. Sau același lucru mi se întâmplă când sunt primii trandafiri când înfloresc și le sărut petalele. Și mi se pare că sunt minunată atunci, că sufletul meu acela e. Nu mă face să plec acum. Da. Doamne și domnilor, Tora Vasilescu. Mulțumesc. Nu o să fac o încheiere cum fac de obicei. O să vă las câteva clipe singuri aici pe fotoliul ăsta să vă aplaude oamenii ăștia în liniște. Tora Vasilescu, doamne. Mulțumesc, să rămână. Dragii mei, aș fi vrut să fiu mult mai bine, atât am putut să vă împărtășesc. Vă mulțumesc! Lasă-mă, te rog, ultimul cuvânt. Vă rog, Doamne ferește, am plecat. Și așa soțul are ultimul cuvânt, da, nevastă mereu. Mi-am adus aminte de Anthony Hopkins, care spune, era pe internet acum, din ce trece vremea și mă apropii de destinația finală, îmi vine să plâng, dar nu de suferințe, nu de dureri, ci de câtă frumusețe în jur. Port cu mine poza mea când eram un băiețel pe plajă și îi spun, copile, ai reușit. Vă mulțumesc frumos!